Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi jucăm Metro Exodus. Am coborât în subteran, am masca asta șmecher cu mine. Nu o să vă vină să credeți ce am găsit acolo. Dacă vreți să mai postăm episoade din Exodus, nu uitați să lăsați un like. Like și pentru șapca asta șmecheră. Iar păreri lăsați-le în comentarii. Jocul ăsta e foarte lăudat, așa că am zis că ar fi timpul, dacă tot m-am lăudat că o să-l joc, în sfârșit să-l și filmez. Nu o să lungim foarte mult, așa că haide să trecem la episodul de azi. Încep să-mi amintesc viața dinainte de război. Mi-amintesc că totul era foarte diferit la suprafață. Eram stăpânii lumii. Construiam orașe gigantice din sticlă și oțel. Mai aveam un pic, cuceream și cerul. Foarte șmecher arată grafica totuși. Așa cum știți cu toții. Da, nu am fost născuți în viața să trăim viața în tuneluri. Am fost născut să respir aerul de la suprafață. Noi îl respirăm, doar că în joc, sau cel puțin în prima serie, acțiunea se petrecea mai mult în tunel din cauza războiului nuclear de la suprafață. Wow, uite cum fug oamenii. Partea asta din joc, să zicem, practic e continuarea de la jocul trecut, Metro The Last Light. L-am jucat foarte puțin, trebuie să recunosc. L-am avut pe Steam doar primul Metro, l-am avut 2033, cred că se chema. Ok. Vai. Deci, din ce spune aici, la suprafață erau monștri și ne-am organizat să trăim de sub și din cauza radiațiilor. Sperând că într-o zi o să ne întoarcem la suprafață. Da, practic nu exista speranță pentru noi pentru început. Corect. Am încercat să facem totul cât mai bine. Să facem Metro să arate ca noua noastră casă. După toate, rămâne singurul loc de pe planetă unde putem supraviețui. Pentru un timp am crezut că putem reuși, dar din păcate războiul nu ne-a omorât vechile obiceiuri. Nu știu exact la ce se referă aici. Bă, abia am început jocul și deja am început să mă prindă povestea. Ok, e vorba de corupție. Corupția din tuneluri. Cei care au venit la conducere acolo erau corupți. Prietenul nostru Dragnea, se pare că nici aici nu ne lasă în pace. Oh, uite și creaturile alea simpatice. Dar îmi aduc aminte că noi suntem născuți pentru o viață mai bună și nu acceptăm să murim în underground, sub pământ. Dacă există o singură șansă, trebuie să ne agățăm de ea, ceva de genul ăsta. Sincer, mi-e greu să mă concentrez la poveste pentru că tot mă uit la detaliile din joc și totul arată foarte cinematic și foarte, foarte tare. Trebuie să găsesc acel semnal. Bun, trebuie să începem reconstrucția, să zicem, pentru noi, pentru copiii noștri, pentru viitor, să zicem. Oho. Este la suprafață. Ăla a fost ceva, un liliac gigantic. Monștri, doar că, așa cum spuneam,
radiațiile s-au mai dus, noi trebuie să ieșim, pentru că nu se mai poate, frate. Uite un pic cum e aici, tankuri, mașini. N-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă când e o aglomerație de genul ăsta. Singura ta șansă e să fugi. Wow, dar cum se vede, frate. Jocul e foarte lăudat. N-am apucat să-l joc. Am mai zis, cred că în vreo 2-3 episoade din alte jocuri. Îl am în PC, dar n-am avut timp. Efectiv, munca cu alte jocuri. N-am avut timp să încep și seria din Metro Exodus. Bine, deocamdată primul episod. Dacă o să vreți, o să mai postăm și episodul al doilea. Uitați să lăsați un like acolo frumos, loviți în butonul de like, ca să știu dacă s-ar uita cineva sau nu la episod. Bun, pe F, flashlight-ul. E un joc la care se vede că s-a muncit. Un joc în care puteți avea integrate toate tehnologiile astea lăudate, DSLR, ray tracing. Bine, poate pentru cei care au niște plăci compatibile. După cum știți, pe seria Pascal nu avem ray tracing. Opa. Dar ce avem noi aici? Ok. E destul de liniște, voiam să zic. Că e destul de liniște. Au, tată, ca și venit bulangiul. Dă-te un pic. N-am loc. Nu înțeleg ce vreți deloc. Am înțeles, vreți să mă... Oh, double kill. Come on, guys. E destul pentru toată lumea. Ok. Bun. Bun. Am început în forță. Că luăm asta? Uite-mă, brânză, hai. Hai, Artion. Fugi. Fugi, tată, fugi. Fugi. Ah, nu trebuie să apeși de mai multe ori, trebuie să ții apăsat, ok. Ok. No. Înapoi. No. Au, dă-i, arde-l. Asta, l-am băgat în ochi, cred. Fai, mamă, cum vin ăștia. Wow. Bă, oare mor chiar de acum? Aveam început jocul, ar fi culmea. Sper că glumiți. Mamă, cum au venit. Ok, se pare că până la urmă mai sunt și ceva oameni de treabă aici în subteran. Ho, dar băieții au puști. Așa da, a venit artileria grea. Hold on, ok. Cât de tandru mă ține de mână. Hai, luați bestiile astea de pe mine. It's Artion. Yes. Eu sunt Artion. Sunt rănit grav, m-au spart băieții ăștia. Am dat pe easy, dar n-am fost chiar așa ușor. Da, ne-am întors. It's night time at the station. Don't worry. I got it. Okay. Go. Duceți-mă la doctor bulangiilor. M-au mușcat de m-au rupt. Dinozaurii sau ce pula mea de creaturi radioactive erau. O să ne facem bine, sunt sigur. Nu, bulangilor, voi stați de vorbă și eu sunt aici pe jumătate mort. Rise and shine,
You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. Ei, na. Bun, Artyom se trezește. Asta ar putea fi soția lui, Ana, cred. Artyom. Ok. It's okay. The doctor said you'll be fine. Sper, sper. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? Vrei să mă omori? Cu zile, ceva de genul ăsta ce am vrut să zică. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? Spune că la suprafață nu e nimeni, că n-avem nicio șansă acolo. Că mi-a tot spus asta de mai multe ori și nu accept. Suntem doar noi, asta spune păpușica asta. Totuși nu credem în prostiile de genul acesta. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Stai fita? Oh, bulanciule. Nu, îmi pare rău, șefule, nu se va mai întâmpla. But you leave. People need you and you pursue your selfish obsession. Totuși, fiți un pic atenți la detalii. Cum arată puloverul ăsta pe el. Metro. Nothing else. And the order is here to defend it. Because fine, fine, chiar fine. Then who? Chiar fine. You look fine to me. So, get ready to go. Tu nu prea arăți foarte bine pentru mine. We'll discuss your transfer to police. Aoleu, transferă la police. Come, we need to talk. Haide, trebuie să vorbim. I'll get the doctor. Artyom, please. Promise me this was the last time. Oh, bineînțeles. Până data viitoare nu mai fac așa ceva. Ia să vedem. We managed to bring you back from the brink. Stai doctorul, după chelie, trebuie să ne dăm seama, cred că. Și halatul ăsta. Don't you think that is unfair? Crezi că e... Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Corect deloc, ok. Next time, s-ar putea să nu mai existe un next time. Ia să mergem. Still, lucky those Spartans are damn good. They brought Artyom here just in time. Ok, aprindem becul. Ce faceți, băieți? Okay. Just try to take better care of yourself, da? Even if you find someone else up there, they probably have their own troubles. Mhm. So what would contacting them even chiar dacă găsim pe cineva la suprafață, probabil are deja propriile probleme. Da, de la ultima bombă. Doesn't that tell you anything? Ah, well. It's your life. Da, spune că n-am mai primit semnal de foarte mult timp de la suprafață, că asta ar trebui să ne spună foarte multe lucruri, că suntem singuri. Și de ce căutăm o soluție individual, așa, fără să ne pese de restul. Ok. Ia, aici ce avem? Avem copii aici. Uncle Artyom. Don't worry. I believe you. Will you take me with you when you find the clean place outside? Da, sigur că da. Sigur că da. Totuși, trebuie să-mi găsesc armele mai întâi. Ok. Ia să vedem. Oh, și cu toată lumea se uită la noi. Da, salutare, băieți. Artyom. How are you, friend? Da. I am fine, thank you. This calls for a celebration. A few more scars and you will be completely irresistible to any woman. Da, încă vreo două cicatrici și devenim irezistibil pentru orice femeie. Welcome back. Welcome back. Asta da, primire. Și ăsta e moșul ăsta bulanciu. Tata socru, putul în aripă. And here we go. Hold on, Artyom. Hold on. Bine, bine. One week later, o săptămână mai târziu, am ieșit la suprafață, căutăm semnal.
cum am zis, o săptămână mai devreme, nu o să mai facem asta. Și iată-ne aici. Da, nimic, nimic. Asta cred că e nevasta. Da, nevasta, da. Dita mai Liliacu. Yes, and there's also those damn things calling all the time. Măi, e o femeie. Eu ți-am zis să stai. Don't you think I'd așa. Also love to live on an ocean beach or in a green forest? Da, 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 nu crezi și eu. Da, spune că nu o să găsim ocean albastru și pădure verde și să nu mai trăim cu astfel de fantezii. Hai, Artion. We took our time. Time to replace our filters. Oh, ho, ho. Dar ce avem noi aici? Ok. Hai. Hai, hai, tata, hai. Ok. Da, tactul o să ne omoare pe amândoi, nu doar pe tine. Hai. Mergem la suprafață sau unde trebuie să mergem? Da, chiar am fost pe ruinele astea. And Moscow had the best anti-air defense. Aici nu. Din ce am înțeles, jocul ar fi semi-open world, deși în reclame s-ar zice că e open world. Totuși n-ai avea acces chiar la tot. Ok. Look, maybe you should come back to the order. We'll move to Bolas. Dad says he'll arrange a flight. Ok, pe cui avem un fel de inventar, putem să... Because if not us, then who? Alegem armele de la îndemână. A flat with a kitchen, da, and a shower. Da, și un duș, o baterie. It's not stable enough. Nu e destul de stabil? Ei, nu e. Da, sigur, cu grijă. At least it held. Ok. Well, I'd say we're out of the woods. Whoa. Hai, femeie. Bă, aș fi vrut să avem o hartă sau ceva. A, tu n-ai murit, mă? Bă, dar ce rezistenți sunt ăștia în tunel. Dintr-un glonț, era gata. Ok, ok. Hai, femeie, vii? Să vedem. Să vedem. M-aș uita un pic pe aici, pe în jur. Poate găsim ceva de lutat. Chestii, nu, nimic. Hai, femeie, că vin și eu acum. Cred că m-am și lovit. Hai, femeie. Auleu, cât-ți stată? Nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Dar suntem norocoși că mutații se urăsc între ei la fel de mult cum îi urăm noi pe ei. Deci radiațiile sunt puternice, dar nu sunt foarte speciale. Stop, 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 bineînțeles. Wow, 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 dacă ți sunteți stată... Wait it out. That was a large pack. Ah, mai e un bulanciu. Is this why the zone is off limits? I mean, if all the packs here are like that. Ok. Pe gâne curățăm masca. Ok, dar uitați-vă un pic în jur. Există civilizație.
acolo e trenul. Hai. Hai, Artyon. Așa, Artyon. Hai. Ferește-te, Artyon. Din păcate, nu mai avem acum flashlight, nu mai avem nimic. Coborăm cu emoții în subteran. Pentru că sigur o să ne întâlnim cu ceva dușmani blănoși. Ok. Ok. Hai, Artyon. Hai că auzi până la G zgomot. Nu este niciun fel de noise. Opa. Attention! The turntable is switching on. Hai, 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 Artyon, hai. Hai, Artyon. Hai, hai, Artyon, hai. Hai. Oh, se pare că sunt oameni acolo la suprafață cu puști, din păcate. Dar Artyon este fujneț. Artyon cunoaște arta strecuratului. Oh. Ok, deci nu l-au împușcat. Animals. Da, niște animale. Ce poți să faci? Dă-mi mie o pușcă și o să-ți arăt eu ce poți să fac. Ce mutant, animalele, îi fie urât, dar nici chiar așa. Sunt om, ești prost. Hai, hai, Artyon, sus. Sus, Artyon, sus. Oh my god, it's you she's been screaming about. Alive! Da, se pare că despre mine strigau. All right. Dăm ceva, așa. Finally. Pușcă ceva, nu? Da. Okay. They took the girl to the base chief for interrogation. Okay, i-au dus-o pe așa, bun, au luat nevasta și au dus-o pentru interogatoriu. Too many guardians, okay? Let's go. Don't trust them. Don't rush. Ok. Both done for. Wait. You'd better not walk into the light. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Bine, bine. El le distrage atenția. Hai. Crouch. Hey, don't make noise. Ok. Hai. Hai, moșule, zi-mi un pic ce ar trebui să fac. Nu prea. Hai. Try sneaking to it now. Așa, am înțeles. Hai. Stay close to the wall. Technician, your mark is got you. What are you mumbling? Come here and help me fix this. Hai, hai. Hai, hai, Artyon. Artyon. Bine, bine, tată, bine. Bine. Mi-ar fi plăcut, sincer, să fiu. Să fie o hartă în joc, totuși. Ok. Trebuie să mă apropii.
fine jacket, huh? Hai, yeah. Hai. Motherfucker-ule. Motherfucker-ule, how do you do? Închidem lumina, frumos. Uite de ce ne ajută moșul. Wait, bine, bine, bine. He's looking this way and we need to get to that door. Okay. Try this trick. Great. Now throw it. I hope the noise distracts him. Well done. Let's go. Come. Hai. Hai. Hai, moșule, că se pare că nu pot să plec fără tine. Hai, moșulică, hai! Go through, come on! Oh, scuze. Good luck to you! Good luck to you? Oh, thank you very much! Asta e femeia mea! Of, cum vorbesc rușii ăștia! Oh, let's kick their ass! Motherfucker-ule! Hai, pe care l-am pus primul? You're alive. Bineînțeles că sunt. Are you hurt? Hunter's badge? It stopped the bullet. Da, se pare că da. Futu-s morții mătii. Bici măta. Așa, femeie. Don't move. Don't move, motherfucker-ule. Ce este aici? What? Ok. Stops Moscow from hearing anyone and them from hearing us. Da, asta oprește Moscova să nu ne audă. Să nu fi auzit nimic. Do you hear that, Artyom? Cum că vreau să iau ceva de aici. Așa. Yes, I see, I see, Ana, I see, dar vreau să lutez chestii, dar nu știu ce. Da, este toată lumea aici, nu e doar Rusia, știu, oh my god. What for? Eu de ce nu pot să iau arma asta de pe jos? Oh, ok. Da. Ah, nu, 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 asta e moșul nostru. Da, e cu mine moșul. Hai, hai. Dă-și mie, frate, o armă. Bă, deci nu pot să cred. Da, mersi, frate, mersi mult. Da, o să ne întoarcem după tine și o să salvăm bucile bătrâne. Ok. Ok, trebuie să ne furișăm acolo. Hai, femeie. Let's go. Who are you? Andrei Ivanovich. Andrei Ivanovich. Inginer de tren. Hai. Hai. Why are you helping us, Andrei Ivanovich? De ce ne ajuți, Ivanovich? I guess I'll tell you later. I hope. O să-ți spun mai târziu. Sper. Aveți grijă. Hai. Artyom, I see the enemy. Give me a boost. Give me a boost. Bineînțeles, te boostăm până pe acoperiș. Hai. Don't forget your visibility gauge, Artyom. If you don't move too fast and don't come out into the light, you'll be harder for them to notice. Okay. Don't turn your flashlight on either. They could notice. Ok, deci nu trebuie să stăm la lumină. Artyom, incoming, two of them. I'll give you some cover from above.
Nu e bine deloc. Lasă-mi pușca, dar aș face prea mult zgomot. Artion, tată, trebuie să avem grijă. Oh, un cuțit. Senzațional. Avem și un pistol. Bun. Ok. Ho-ho. Vâșneț, ca de obicei. Motherfucker-ule. How do you do? Ok, luăm cam tot ce prinde de pe aici. No. Așa. Gata cu luminele. Lutăm tot ce prindem. Ah, putem deschide orice dulap. Fine. Ah, pe aici eram. Ok, cred că o să furăm trenul sau ceva. Ah, ce idee proastă am avut. Aoleu, motherfuckerilor, dar astea sunt cam mulți. Sus pe tren, oare? Nu, se pare că nu. Ce faci acolo? All clear, ok. O, moșule! Ce faci, moșule? Te-au legat bulangerii? Azi că fugim acum cu trenul lor, futu-i în aripă. Hai, thank you. Hai. Alright. We don't have much time. Normal că nu avem foarte mult timp. Hai. I'll go to the engine. It should be ready now. Hai, go. And switch the turntable mechanism on. Okay. Hai femeie. Hai femeie, mișcă-te. Femeie, trebuie să ne mișcăm repede. Ce naiba faci? La revedere, bulangiule! Păi, îmi place că
nu e RPG, ca să trebuiască să tragi de 100 de ore în el, să-l omori. E destul de realist, o dată două ori, depinde unde îl nimerești. Și gata. Ok, hai. Hai, hai. Pornim acum. E pe verde, hai. Ce femeie ce? Așa. Aoleu. What the fuckerilor? Unde mai tragi? Damn, what do we do now? What do you know? What? Ce trebuie să facem noi acum? Trebuie să-i bubuim pe fraieri. Asta trebuie să facem noi acum. Oh, nu! Ce naiba? Aici sunt femeie. Da, a fost foarte intens. Așa e cu mine, totul intens. Hai. Hai, it's time to go. Hai. Hai, femeie. Au, au, au. Băi, dar sunteți culmea, mă. Hai, femeie, hai. Let's do this together. Hai, hai. Just a little. Ciu-ciu! Bulangilor, voi sunteți la suprafață. Hai femeie, dar noi nu urcăm în tren? Kilven pe măta. Așa. Așa femeie, așa. Come here quick. Ok. Yeah. Totuși, am un feeling că nu o să fie totul așa cum trebuie. Au. Shit. Roger that base, over. All right, shoot these two. And as for the engineer... What do you mean, shoot these two? Don't you dare give me lip soldier. The colonel will give you a piece of his mind now. Ok. Se pare că n-am reușit să-i vadăm. Ah, ba da, am reușit. Shit, moșu. So this is true? You are working for them? Tu lucrezi pentru ei? How did you end up here? It doesn't matter. You have no idea what you just stuck your heads in. Da. Nu știi ce tocmai ai făcut. E normal. Normal, bulangiu. El spunea ca noi să nu urcăm la suprafață, că e o greșeală, dar el lucra cu bandiții ăștia. Fut-l în gură să-l fut. Da, o să-ți spun totul mai târziu. Gramps, what's going on out there? Down this road. The road is fine, at least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. Right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess. And I can't go back to Moscow okay. Now. Artyom și Anna tocmai au făcut o mizerie mare. Și acum trebuie să ne întoarcem. Iar în partea stângă eu credeam că e în acție pil, dar de fapt mi se spar masca.
A fost o luptă grea cu băieții ăștia. It's not my call and you know. Misunderstanding. Well, I'll fight for the guys no matter what. Of course. Artyom, Anna, they are with the us. Orderly, no one behind. Exact. Ok, spartanilor. Tu vă îngură de corupți. Hai să luăm ceva aer. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt. Iar Burangiu de tactu. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. Oh, sure, ce? Ești așa recalcitrantă. Tactu ne-a mințit, nu eu te-am mințit pe tine. Ok, deci până la urmă există viață la suprafață. Exact cum ne așteptam. Da, tactul ne-a mințit pe toți. Da, ai dreptate, femeie. What? Se pare că cineva a dat alarma sau ceva de genul ăsta. Ce? Oh! What? What? Acum când credeam că pot să dau stop la filmare, că am terminat episodul. Nu pot să salvez acum, normal. Bun. Îmi pare rău pentru voi, dar o să iasă un episod mai lung decât mă așteptam. Hai. Da, Bulangiule, ai știut și n-ai zis nimic. Uite-te, naripă. Hai, dă-mi, frate, pușcă. Yes, yes. Doar o zgârietură. Da. Ok, s-ar putea să fim înconjurați. Any idea, people? Nu avem destul explozibil. Artyom nu mă face, bineînțeles. Da, pentru că Artyom a început-o, Artyom trebuie să facă ceva în privința asta. Trebuie să ducem ceva explozibil acolo. Sau ceva de genul ăsta, nu știu dacă am înțeles bine. Oh, thank you very much. Thank you, thank you. You've never been out here. We have. We weren't going to go far, just out of town for a bit till the excitement quiets down. And you just opened fire. Will you let us go if we stop? Jocul ăsta te solicită la maxim să bag picioarele. Are you fucking kidding me? Me? A traitor? You tell me, where are you taking that train, huh? On a simple joyride? No, I see only one answer. You've been forced to your master. So the verdict has already been passed. We won't even see a trial. Aia, încă puțin. Cut that shit out. What are you carrying, man? Defense plans? You want to buy yourself a... What the fuck, Rule? La revedere! Plans? Treason? Ok. We have served you people without question for years. We have spilled our blood for the cause. You sold out. They destroyed us and you? I have been a soldier my whole life. I have dedicated my life to my people, my country. I'll be damned if I give it to people like you. Ok, cu oamenii tăi, cu poporul tău. Ok. Candle Miller, easy. We are slowing down. The brakes on this thing are busted. Don't sweat it, Candle. My people are on your head. Mamă, cum ne furișăm noi pe aici. Hai, Artyom. Hai, Artyom. Ah, wow, wow. Ermac, get ready to hit the brakes. One, two. I see the enemy. Free! Heads up! Enemy on the train! Motherfuckerilor! Like
e cam... Ca, mă grăbesc! Nu e așa ușor cum pare. Hai, hai, hai! Hai, 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 nici nu știi de unde trag ăștia. Hai. Hai, hai. Hai, bună, Julie, că n-am nimic cu tine, dă-te la o parte. Fugi, fugi. E, dintr-un tren în mers n-am mai sărit eu. Hai, hai, hai. Hai, tata socru că explodezi acum, hai. Aha, atât. Nu, 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 nu. Nu, uite un pic cum suntem acolo, aproape de șine. Hold on, ok. Știi, mă, cum mă pot baza pe tine. Ești om de încredere, ce mama am zis. Hai. God bye, motherfucker. Ne vedem în iad. Oh, hell yeah. Oh my god. Chiar a fost intens. Chiar a fost intens. Și am jucat pe easy, easy, fiți atenți, dacă eram pe hard, am dat seama că oamenii ar fi fost mult mai mult la număr. Și probabil ar fi fost mult mai multe variante, tunele și chestii. Mamă. We stopped 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. Okay. The thing is, they are all in the green. Green. As if they're in a conspiracy. Mm-hmm. Okay, deci e o conspirație. Still, this amazing piece of news doesn't really impress anyone that much. Această impresionantă noutate, toată lumea e confuză ce o să facem în continuare. I'm just waiting for answers. Iar eu aștept pentru un răspuns și sper că domnul comandant o să se implice. He's going to be extremely persuasive in his reasoning. Ok, ok, ia să vedem ce o să zică comandantul. E foarte mișto că avem chestia asta între runde. Ne avertizează oarecum de ce o să urmeze sau ceva de genul ăsta. Oare aș putea salva? Nu, nu, nu tocmai. What next? Bună întrebare. Extenuant. Jocul ăsta chiar e extenuant. Arată foarte tare. Check it out. Uite un pic cum se vede totul. Da, e greu. Greu, frate. Animațiile arată foarte bine. Sunt bine construiți oamenii. Nu vedeți ca în alte jocuri ochi strâmbi și chestii de genul ăsta, priviri confuze. Totul pare realist, de la ideea de joc, poveste, până la gameplay, arme, tot. Mi se pare foarte ok, foarte bine construit jocul. Nu știu exact de ce cei de la Metro s-au gândit să-l scoată de pe Steam și să-și facă propria platformă. Pentru că, părerea mea, cu siguranță ar fi avut mult mai multe vânzări prin intermediul celor de la Valve. I don't know. Să vedem, probabil. Ok, comandantul spune că n-ar fi o idee bună să ne batem cu ăștia pentru că o să arunce mai multe bombe peste noi și ne fac praf băieții. Before Artyom took that radio outside and caught all that radiation? No! I only got briefed half year ago. Under a strict policy. An a aflat despre asta și dacă ar fi spus ceva era mort. Sir, with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? Ok, dacă nu ne putem întoarce, ar trebui să avansăm. Artyom! Rather than carrying on with this silent disapproval of yours, airwaves, we should be out of the jamming range by now. So give it your best try. Look for transmissions from the Ark. Ark. Do you understand now why we are traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station. Nu pot salva. Shut up the guards.
destroyed a patrol train. Hai să vedem. Who even needs a trial when the case is so clear? There's no way back now. Which means we have to continue moving forward. Command, what are you talking about? The Moscow Defense Command. Have you ever heard of the Invisible Watchers? I have, but they're just an urban legend. Not at all. They are command. Are you sure they care for more than just protecting their asses? You mentioned the Ark. What's that all about? If Artem finds their signal, you'll figure everything out. Otherwise, there's nothing to talk about. Do you think finding that Ark of yours is going to fix everything? I do not. Și comandantul crede că dacă găsim Ark. Ok, ok, am găsit semnalul. Bosule, fii atent aici. Da. Aha. Ok. Alright, alright. Avem o hartă. Hai, comandante. So the route from here should go like this. This is our goal. So, is this what you had in mind? Yes. Yes. This is it. It's a whole city underground. Enormous stores. Okay. The best experts. Ok, ok, deci acolo o să găsim tot ce ne trebuie. Oamenii au tot ce trebuie. Deja au început restaurarea. Ok. Ok, putem începe o viață nouă, nu știu ce. Yes, yes. Great reaction. So, I think the moment calls for bring it out. Bring what out, Colonel? Sir? That thing that's been sloshing about in your canteen. You think I'm deaf or what? Ah, that. Oh, yeah. Just a moment. I thought my ears were deceiving me. Ia să vedem ce acolo. Bineînțeles că suntem niște ruși. Nu se putea altfel fără ceva băuturică. It's about time. It's about time, okay. Nah, go to hell. Go to hell. Even better. Come on. How about Aurora, the Roman goddess of dawn and a cruiser of you know what? Da. That's better. Not bad. Da, da, da. Die, beautiful name. Sounds okay, but sounds the cruiser okay. Of what? Yeah, I'll tell you later. O să spun eu mai târziu. Bun, am hotărât deja. Nu vărsa băutura. Hai, noroc, băieți. Hey, Artyom, let's take a look at that map. Hai să ne uităm un pic pe mapă. Yermak, full steam ahead. Wow, that's some distance. I wonder how long it will take. Da, I have no idea. Parcă prea mult. Ce se întâmplă aici? Intrăm direct în acțiune. Shots fired. 4 bogies on a trolley. Ok, am intrat direct la acțiune. Are you alright, Artyom? Da, sunt ok, hai, hai. Am lovit cilindru, ok. Suntem blocați acum, shit, shit, shit. Fog. Seems we ran through someone's roadblock. Any uniforms? None. They were wearing rags. Rags. Just some old farts. Old farts, huh? Cine știe? It's just the perimeter guard.
Da, și eu cred că sunt ceva cărți. Totuși, uitați-vă un pic cum reflectă lumina din geam. Foarte tare. Foarte tare. Some fortifications there. This looks peaceful. A village and a church on the water. Okay, okay. Here, Artyom, I put a mark on your map. Get there and find out what you can about that bridge. Hai, dă-mi o mapă, că m-am săturat să umbu fără mapă. Okay. You cover him. Ana, tu îl acoperi foarte bine. No, until we figure out our situation, you're not to take a step away from the Aurora. Check your map and journal by pressing M. Okay. Okay. Da, fine. Bun, pot să-i dau un quick save. Foarte tare, foarte tare. Spartans, să ne pregătim. Let's go, Artyom. Hai, Ana. Hai, Ana. Da. O să salvăm înainte de toate. Cam asta a fost tot pentru azi, prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like sau lăsați în comentarii. Dați-mi de știre. Vreau să știu dacă merită sau nu să mai filmez un episod de jocul ăsta. Mie sincer îmi place. Eu o să-l joc probabil pentru mine. Dar dacă știu că se mai uită și alții, probabil o să filmez și încă un episod. Uitați-vă și la restul clipurilor de pe canal. O să găsiți episoade din Resident Evil 2, Devotion, alte jocuri horror. Check it, like it, share it. Cam asta a fost tot pentru azi și ne vedem la episodul următor. Ciao!